Transnistria reclamă iarăși un atac cu dronă și, deși nu a numit Ucraina în mod clar, a dat de înțeles că, de fapt, Chievul s-ar afla în spatele incidentului. În caz au intervenit și autoritățile de la Chișinău, care au precizat că, de fapt, irasporul doar încearcă să genereze instabilitate în regiune. Serviciile de securitate ale regiunii separatiste transistrene susțin că o dronă kamikaze a efectuat un atac în apropierea localității Râbnița, de lângă granița cu Ucraina, provocând pagube minore unei stații radar, dar fără să fi făcut victime. O dronă kamikaze a atacat baza militară a Ministerului Apărării al Republicii Moldovenești Transnistria în districtul Râbnița. La 6 km de frontiera cu Ucraina au precizat autoritățile de la Tiraspol, fără însă a spune cine s-ar afla în spatele presupusului atac. Localitatea Râbnița se află la aproximativ 6 km de granița cu Ucraina. La acuzații au dat o replică și autoritățile de la Chișinău. După cum s-a menționat anterior, șirul provocărilor din regiune menite să semene panică și tensiune continuă, inclusiv pentru a atrage atenția asupra regiunii. Elucidarea circumstanțelor și investigații calificate pot fi efectuate doar de către organele de dreptabilitate prin lege, care însă nu au acces în perimetrul vizat. Acuzațiile tiraspolului vin după ce luna trecută a fost distrus un elicopter dintr-o bază militară. Autoritățile din Transnistria au dat și atunci vina pe Ucraina, însă guvernul de la Chișinău a precizat că de fapt a fost o explozie înscenată menită să genereze tensiuni în zonă.